și unele femei care fuseseră vindecate de duhurile rele și de boli. Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni. Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 1. Preasfințiile voastre, preacucernice părinte consilier, preacucernici părinți protopopi, preacuvioși și preacucernici părinți, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Încă o dată ne-a făcut Dumnezeu bucuria să fim împreună la hramul mănăstirii noastre. Mănăstire ocrotită de Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. Și dacă ar fi să rezum scurta mea predică, aș rezuma-o în două afirmații la care mă voi și opri. Pe de o parte, Maria Magdalena avea o serioasă preocupare duhovnicească. Pe de altă parte, în sufletul ei era un cult al morților puternic. Și una și cealaltă dintre virtuți este vrednică de admirat. Și atunci, pe vremea Mântuitorului, și acum, în vremea noastră. Întâi de toate, admirăm faptul că avea o viață duhovnicească deosebită. Citim în Evanghelia de astăzi, pe care ați și auzit-o, câteva lucruri foarte, foarte importante. Zice Evanghelistul Luca, în capitolul 8, începând cu primul verset, după aceea, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu. Și cei 12 erau cu el. Și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli, Maria numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele care îi slujau din avutul lor. Așadar, femeile acestea aveau o preocupare duhovnicească serioasă. Îl urmau și îl slujau din puținul lor avut. Îl slujau pe Mântuitorul și misiunea creștină care să înfiripa. Într-o lume ce se secularizează, e vrednică de admirat această preocupare. Pentru că lucru elementar pe care trebuie să-l facem noi creștinii este acesta, să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Să-L însoțim pe Mântuitorul Iisus Hristos, care pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a jertfit, care la fiecare liturghie reactualizează jertfa sa. Un semn al secularizării, adică al îndepărtării de Dumnezeu, este și rara participare la slujbă, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sunt o mână de oameni credincioși care participă la slujbă duminică de duminică. Sunt alții care participă din când în când și sunt alții care se mulțumesc să meargă doar la Paști și la Crăciun. Ei, Maria Magdalena, așa cum am citit aici,
cu celelalte femei mironosite, îl urmau cu ardoare, cu dragoste pe Domnul Iisus Hristos și îi slujau din avutul lor. O altă virtute pe care o avea Maria Magdalena și cu celelalte femei mironosite era virtutea dragostei față de cei morți. Sau cultul morților era în sufletul ei. Așa citim în Sfintele Evanghelii, că Iosif cu Nicodim au luat trupul Domnului Iisus Hristos și l-au pus în mormânt nou și femeile, Maria Magdalena și Ioana și celelalte, atunci, vineri seara, l-au îmbălsămat superficial cu gândul că duminică dimineața vor merge și vor face pe îndelete toată treaba. Sfântul Evanghelist Matei, de data aceasta, ne relatează pe îndelete, în capitolul 28 al Evangheliei sale, felul în care vedea Maria Magdalena și cu celelalte femei pus în practică cultul morților. Că de fapt acest cult este o dovadă a dragostei pe care le-o purtăm celor ce s-au mutat din lumea aceasta. Citim în capitolul 28 de la Matei că după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie să vadă mormântul și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului coborâse din cer și venind a prăvălit piatra și cedea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Și îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a zis, veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și de grabă, mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți. Și iată, va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar plecând ele în grabă, de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cumprins picioarele lui și i s-au închinat. Ele, Maria Magdalena, Maria Maica Domnului, Ioana, femeia lui Huza și celelalte aveau un cult pentru cei înmormântați. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că și acest cult, această dragoste, această preocupare față de mormintele celor plecați în eternitate nu este suficient de actuală astăzi. Regretatul mitropolit Bartolomeu a scris o poezioară numită Anamneze și își închipuia cum un călător se plimbă prin cimitir. Acest mormânt, a cui o fi? A răsărit o fragă, nu plânge, heruvimului e dragă. Acest mormânt, a cui o fi? Pe el a crescut cucută, nu plânge, heruvimul o sărută. Pe acest mormânt nu s-a întâmplat nimic, o lacrimă răsare în cerul mic. Și din nefericire, pe foarte multe morminte, nu se mai întâmplă astăzi nimic. Ori, femeile mironosițe, pe de-o parte, aveau o preocupare duhovnicească puternică legată de credință și, pe de altă parte, aveau față de cei plecați în eternitate un cult special.
Sigur că n-au avut posibilitatea să și-l pună în practică, pentru că Domnul înviase din mormânt. Acum Maria Magdalena, ca și celelalte femei, dar ea în mod special, ea e întocmai cu apostolii, scrie pe calendar. Maria Magdalena l-a iubit mult pe Domnul Iisus Hristos, pentru că a scos din ea 7 demoni, a salvat-o din viața păcătoasă pe care o dusese înainte. Localitatea ei de Baștină, unii dintre frățiile voastre ați văzut-o, este acolo, lângă Marea Galilei, în Magdala. Maria Magdalena, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, spune tradiția că a avut curajul să meargă până la Roma și să se plângă împăratului Tiberiu de cele ce a făcut Pilat la Ierusalim. A fost un apostol al Domnului Iisus Hristos. Și apoi, după aceea, s-a întors din nou în Orientul Mijlociu, în Asia Mică, și spune viața ei că s-a așezat pe lângă Sfântul Ioan Teologul, Sfântul Ioan Evanghelistul, în Efes. Și de acolo a plecat la Domnul. Parte din moaștele ei se găsesc într-o parte și într-alta. Dar această mănăstire a noastră de la Oarta îi poartă hramul. Ea este ocrotitoarea mănăstirii. Și am zis că și o preocupare și cealaltă, adică și preocuparea serioasă, duhovnicească, de a se ruga, de a merge la biserică, de a fi aproape de Domnul Iisus Hristos, și preocuparea față de morminte, față de cei plecați, amândouă sunt serioase și, din nefericire, amândouă sunt neglijate în vremurile noastre. Acum, dacă e vorba de morminte părăsite, dacă e vorba de sate părăsite și îmbătrânite, Sfântul Sinod a dedicat acest an tocmai satului românesc, din aceste motive. Sunt sate prospere, pe lângă orașe, care merg înainte și sunt puternice, dar foarte multe sate îndepărtate de oraș îmbătrânesc, se împuținează și unele din ele chiar pierd. Ori, Sfântul Sinod, am zis, a dedicat anul acesta satului românesc tocmai pentru a ne aduce aminte de satele noastre, pentru a ne ruga lui Dumnezeu să le revigoreze. Și cei mai înțelepți dintre oamenii noștri deosebiți au avut o mare dragoste față de sat. Vă pomenesc câteva nume. Este vorba de Lucian Blaga. Atunci când a intrat în Academia Română, a ținut un discurs pe care așa l-a intitulat: Laudă satului românesc. Pe de cealaltă parte, Liviu Rebreanu, când a intrat în Academie, a ținut un discurs: Laudă țăranului român. Poetul nostru național, George Coșbuc, avea față de sat, față de țăran, o deosebită prețuire. Iar dacă e să venim mai aproape, Ioan Alexandru, poetul acesta minunat, față de Topa Mică unde s-a născut, față de părinții săi și față de tradițiile noastre creștine, avea o prețuire deosebită. Din unul din poemele lui, vă recit doar câteva strofe. Poemul este închinat satului românesc.
și zice așa: sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele-s multe, secerători puțini, viața noastră țară milenară. Secerători puțini, pentru că așa cum zic statisticile, aproape 5 milioane de români tineri au plecat în Spania, au plecat în Italia, în Franța, în Anglia și unde n-au mai plecat. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu să-i întoarcă acasă, dar toți nu vor mai veni niciodată. Și atunci ne dăm seama de ce, încă o dată, anul acesta a fost dedicat satului românesc. Niciodată nu vor mai veni toți acasă, dar ne rugăm lui Dumnezeu și în acest sens să le dea înțelepciunea cuvenită celor ce chivernesesc lucrurile publice, ca măcar la cei ce sunt acasă să le creeze locuri de muncă ca să nu mai plece. Iată, la toate acestea medităm acum când Sfânta Maria Magdalena ne-a adunat încă o dată la hramul ei, de la mănăstirea, de la Oarsa. Medităm la ele pentru că, concret, și satele acestea scad, îmbătrânesc și se împuținează. Puternic este Dumnezeu să le revigoreze din nou, dar deocamdată aceasta este situația. Și atunci privim în sus, ne gândim la Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, ocreotitoarea mănăstirii acesteia, și încercăm să-i imităm cele două virtuți. Pe de o parte, preocupări spirituale, preocupări duhovnicești serioase, care presupun participarea duminică la liturghie, care presupun o implicare și cu puținul nostru avut, așa cum făcea Maria Magdalena, care presupun și o implicare socială. Și pe de altă parte, grija față de mormintele celor de dinainte. Acestea spunându-vi-le, dăm slavă lui Dumnezeu, împreună cu Preasfințitul Macarie, care face misiune în Europa de Nord și să-i ajute Dumnezeu să-i facă pe românii noștri de acolo cât mai apropiați de biserică și cine știe dacă nu va prinde misiunea și printre alte neamuri. Și Preasfințitul nostru Timotei de la Baia Mare, care a venit de acolo cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și ne bucurăm că mai suntem încă o dată la hramul mănăstirii. La mulți ani!